iertat, chiar dacă în primă instanță Lazar salvase cu un efort supraomenesc. Și nu vorbim de orice defensivă, ci de a doua cea mai bună apărare din Liga 1. Până la ora acestei partide, Astra primise doar 24 de goluri, ca și CS Universitatea Craiova, gol! 2-0, marchează Iulian Cristea la al doilea său meci în tricoul FCSB-ului. Cristea dublează avantajul roșii-albaștrilor aici la Giurgiu. Astra este în genunchi în aceste momente. Iată, trupa lui Costel Enache încasează două goluri în decurs de 2-3 minute, într-un interval de 2-3 minute. Iulian Cristea, proaspătă achiziția FCSB-ului, înscrie și el și roșii-albaștri se duc la 2-0 pe tabelă. Man a executat cornerul și Iulian Cristea penalizează o nouă gafă din defensiva giurgiuvenilor. O contribuție importantă are și Edi Arleng Noire, care a sărit fals aici, ori poate n-a ajuns la minge, l-a scos din dispozitiv pe Sestor și i-a permis lui Cristea să-și placeze lovitura de cap, specialitatea casei la Cristea. Mi-aduc aminte și de un gol marcat în actuala ediție de campionat.